Bine ați venit în casa mea. Tu la câți ani te-ai apucat de gimnastică? La 5 ani și o jumătate m-am apucat eu de gimnastică. Așa se începe gimnastica. Este un sport greu, într-adevăr, dar se începe la o vârstă fragedă. Am multe medalii, însă mi-aș fi dorit să am și mai multe, pentru că orice sportiv își dorește să aibă foarte multe medalii. Și pe cele mai strălucitoare, pentru că la campionatele mondiale, cât și la Jocurile Olimpice, n-am reușit să câștig aurul și îmi doream foarte tare acest lucru și... Da, am luptat acolo, însă de fiecare dată probabil n-am fost pregătită să gust din succesul ăla de aur. Fiecare competiție pe care eu am avut-o, am tratat exact așa cum ar fi trebuit să fi fost, indiferent că era o competiție cu un nivel mai scăzut al dificultății, dar de fiecare dată am vrut să fiu cea mai bună în viziunea mea, cât și pe plan mondial, dar cea mai și cea mai dorită medalie pe care am reușit să o câștig a fost cea de la Nanning din 2014, cea de la individual compus, unde eram atât de aproape să iau aurul, dar m-am bucurat și pentru argint, pentru că am luptat foarte mult și știu că munceam foarte, foarte mult, mai mult decât fetele în perioada respectivă. Mama avea o vorbă când intram în sală. Înainte să intru în sală, îmi spunea: când intri în sală, n-ai mamă, n-ai tată. Adică ești acolo să faci gimnastică. De părinții mei, cât și ai fratelui meu, bineînțeles, au fost alături de noi și au fost un pentru noi de fiecare dată. Am realizat cât de bine este să stai fără stres, cât de sănătos este, pentru că consider că timp de 20 de ani cât timp am făcut gimnastică, cred că 23 de ore din 24 eram stresată, pentru că voiam să-mi ias antrenamentele, voiam să fructific ceea ce învățam la antrenamente, cât la concurs să fiu cea mai bună. Dar acum am timp mai mult pentru mine. Am avut norocul să întâlnesc un om foarte ok și care să mă înțeleagă și care să mă susțină, pentru că în principiu asta cumva cauți. Doar că fiind crescând și văzând cum se face performanța și știind cum se face performanța pentru a ajunge la un anumit nivel, spui dinainte ce program ai, cum și așa mai departe, și încerci să canalizezi toată energia pozitivă atât în munca ta cât și în relația pe care o ai și să se înțeleagă, pentru că înțelegerea într-o relație contează foarte mult, iar eu am avut norocul ăsta. Deci înțeleg că acum tu ești cu cineva. Da, da, sunt împreună cu cineva. Și bănuiesc că totul e foarte bine, vorbești foarte frumos despre el. Da. Și vreau să știu, cum e Larisa într-o relație? Ești, nu știu, ești mai timidă, ești mai aprigă, cum? Depinde de toane, nu orice femeie are toane. Din prima mi-am exprimat dorința de a fi comunicare, fidelitate și înțelegere, pentru că cred că ăsta este cumva succesul unei relații. Nu știu, sunt iubitoare, sunt și agitată, sunt și aprigă, sunt și îl și sec câteodată, că na, așa suntem noi femeile, dar întotdeauna încerc să nu depășesc limita, pentru că este foarte, foarte important să fiu în banca mea, indiferent de situație. Ok, din ce am văzut eu, nu v-ați afișat, nu te afișezi cu el, nu? Nu, încercăm să păstrăm totul pentru noi. Nu ascund absolut nimic, însă mie mi-este drag, iubesc, sunt iubită și atunci cred că este necesar să știu doar eu asta și omul cu care sunt. O viață privată este mult mai sănătoasă. People fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Nu mai sunt eu care pot face lucruri mărețe. Trebuie să ajut. Știi? Și este destul de greu, pentru că lucrând cu oamenii și mai ales cu copii este destul de dificil. Încerc să mă acomodez anul ăsta, încerc să mă liniștesc, încerc să, nu știu, să încaut direcția în care eu să fiu mulțumită de mine. Dar nu te vezi, nu știu, la casa ta în câțiva ani? Categoric, îți dai seama, sau? Cred că orice om își dorește acest lucru, mai ales eu, pentru că eu chiar sunt un om care își dorește familie, a mea,
am o familie, da. Dar îmi doresc cu familia mea să-mi o croiesc. Dar nu mă grăbesc cu absolut nimic. Nu vreau să am regrete. Chiar dacă eu lucrurile pe care le fac sunt foarte asumată, îmi doresc să fie de două ori gândite înainte și să fie cu calm și atunci când va fi momentul o să fie cu siguranță și nu o să mă dau înapoi. Dar te vedea mai degrabă mamă de fată sau de băiat? Eu îmi doresc fată, îți dai seama, fată. Este logic. Îmi doresc și fată și băiat. Îmi doresc să am copii. Dar sunt speriată de acest lucru, pentru că orice femeie cred că e speriată că trece prin schimbări. Dacă o să am fată, îmi doresc să facă gimnastică, logic. Dar depinde și de ea. Dar până atunci aștept, că nu am cum să am un copil când timp eu sunt un copil. Când va fi momentul, o să fie și o să fiu curajoasă, exact cum am fost și până acum.